Asociația Pământenii a organizat în perioada 18-19 septembrie, în incinta Muzeului Municipal Călăraș, sesiunea strategică pentru organizarea Black Sea Art Festival, primul eveniment care aduce sub aceeași umbrelă artiști din România, Bulgaria, Turcia, Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Rusia, Ucraina și Moldova. Până acum, festivalul a avut două ediții în București, însă următoarele ediții vor fi organizate în Călăraș. Speakerii invitați au ajutat la elaborarea unei strategii comune pentru dezvoltarea regiunii. În cadrul evenimentului au fost planificate activități practice, discuții și proiecția două filme din colecția festivalului. Dați-mi, vă rog, câteva detalii despre ONG-ul pe care îl reprezentați și cu ce se ocupă acest ONG. ONG-ul Asociația Pământenii a fost deschis în 2014. Pentru că în Ucraina a început să atunci război și familia mea a fost foarte afectată, avem rădăcini în Ucraina și ne-am gândit să facem primul eveniment ajutor social pentru cei din Ucraina și am făcut zilele filmului ucrainean în București, unde am strâns donații pentru răniții din Ucraina. Am reușit să strângem ceva bani, le-am trimis acolo. Și după asta, practic, s-a început povestea festivalului nostru pe care îl facem acum, pentru că cumva s-a conturat o nișă atunci pe țările Mării Negre, pentru că suntem foarte asemănători. Toate țările Mării Negre suntem foarte asemănători. Avem un trecut, majoritatea lor au un trecut comunist. Toți încercăm să trecem, să ieșim din această, din acest impas al trecutului, dar din păcate toți încă suntem acolo, foarte mult în gândire, foarte mult în comportament și nu ne cunoaștem vecinii. Asta a fost probabil motivul cel mai principal. Eu am făcut facultate la Odessa și întrebarea cea mai deasă pe care am auzit-o din partea românilor era dacă în Odessa sau în Ucraina este Marea Neagră sau dacă e frig și nu e frig. Adică dacă noi măcar atât nu știm despre vecinii noștri care aceleși întrebări le-am primit de acolo, de la oameni, că dacă în România există Marea Neagră. Da, există! Și nu este frig. Și nu e frig! Da. Probabil ne asociază cu Siberia, suntem mai spre Rusia, nu știu, poate fac ei o asociere. Da, și românii pe ucraineni îi asociază cu Rusia și ei nu sunt ruși. Sunt armeni, e Azerbaidjan, e Georgia, Turcia n-are trecut comunist, dar este și ea în niște zone politice din astea de conflicte și de... Înseamnă că prin acest festival ați reușit totuși să faceți cunoscut tradițiile, modul nostru de viață, exact. Să ne faceți cunoscuți. Cunoscuți pe noi în țările vecine Mării Negre, exact. Și pe ei la exact. Noi. Dar nu doar tradiții, că noi mai mult ne axăm pe artă modernă, contemporană, care era și foarte interesant în zona asta, când am început să sap mai mult, așa de multe au venit informații frumoase. Și asta e scopul, să-i unim pe oameni, pentru că dacă vă uitați atent la toată zona geopolitică, toate țările astea într-un moment dat au fost în conflict militar sau sunt în conflict militar. Și singura cale de aplanare a conflictelor militare e prin cultură. Altă cale nu avem. Numai așa putem să fim prieteni și să trăim pașnic pe acest pământ. Dați-ne câteva cuvinte despre festival. Cum se numește și la câta ediție ați ajuns? Da, festivalul se numește Black Sea Arts Festival. Am avut deja două ediții la București. Și sperăm după ce se termină pandemia și alte peripeții în care suntem acum. Sperăm să-l mutăm, vrem să-l mutăm la Călăraș, pentru că în timp m-am mutat și eu aici și când am stat după un an de zile, mi-am dat seama că aici nu se întâmplă lucruri. Copiii nu au acces la informație, la artă modernă. Copii, oameni, locuitorii. Și m-am gândit că ar fi o idee minunată să-l mut aici,
să putem să creăm aici un centru de artă în care să putem să facem reședințe artistice, să aducem artiști mari care să poată să lucreze cu copii periodic, să vină să lucreze, să-și facă lucrarea și să lucreze cu copii de aici sau cu alți oameni care poate ar fi interesați. Dacă situația o să vă permită, dacă scăpăm de această pandemie, preconizați că anul viitor ar fi posibil să organizați acest festival sau cum v-ați gândit? Da, sper că de îndată ce scăpăm de pandemie, de Doamne să avem vaccin, noi îndată vrem să depunem pentru finanțare și să putem să o facem aici în oraș. Neapărat aici în oraș. Ne aflăm la Muzeul Municipal Călăraș. Aveți astăzi două întâlniri. Despre ce este vorba? Cine este invitat să participe? Trei întâlniri. Da, chiar poate patru. Noi acum organizăm sesiunea strategică unde am invitat oameni care sunt interesați din cultură, din diferite cercuri, cu diferite ocupații, cu care o să încercăm să gândim o strategie a festivalului potrivită pentru Călăraș. Și primul speaker astăzi va fi Anca Spiridon, care anii precedenți a făcut parte de promovare a festivalului. Ea ne va vorbi despre festivalul nostru, va povesti invitațiilor și despre alte festivale care au schimbat festivaluri, care au schimbat localitățile în care au venit. Cum au ajutat localitățile să devină mai prospere, mai interesante, mai atractive, cum au adus turiști în zonele respective. A doilea speaker este Mihaela Ion. Ea ne va vorbi despre partea financiară, cum se caută bani pentru aceste evenimente, cine poate ajuta și așa mai departe. Și după o să avem, din păcate n-am putut să-i aducem, e un art duo din Ucraina, ei se numesc Kralikovski Art Duo și ei sunt specialiști în arhitectura socială. Ei ne vor vorbi despre modernism, postmodernism și metamodernism în care ne aflăm acum și care sunt instrumentele acum să construim ceva nou și o să facem toți un colaj în care să încercăm să visăm viitorul Călărașului cultural. La finele celor două zile de întâlniri, vineri și sâmbătă, da, ați programat, veți avea proiecție de film. Da, vom avea proiecte de film. Primul film va fi Milica, este un scurtmetraj al lui Valerii Jiregi. Și al doilea film este Krasna Malanka. Este vorba despre o regiune, e un film documentar despre o regiune din Ucraina, în zona acea Bucovina. Și ei au acest obicei de Crăciun cu măști foarte frumos, care se numește Krasna Malanka. Cât de greu este să schimbi locația unui festival? Este foarte greu, pentru că tot ce ai construit anterior, toate relațiile, că până la urmă asta e cu presa, cu oamenii care au ajutat, local, cu chiar și cei care vin să vadă festivalul, se rup puțin. Eu sper ca publicul din București care a fost prezent la festival ne va urmări în continuare și în Călăraș. Dar e o muncă grea. Vă mulțumim frumos pentru timpul acordat și mulțumesc, vă așteptăm și la Călăraș. Eu mă numesc Aicova Corina. Ea este Mata Poporina. Foarte greu de ținut minte numele Ucraina.
Da. Noi suntem organizatoarele festivalului de artă, Brexit Arts Festival. Nu înțelegeți, da? Da, ok. Suntem la distanță. Noi suntem organizatoarele Brexit Arts Festival, care până acum a avut două ediții în București. Acum ne-am propus să mutăm în Călăraș, pentru asta v-am chemat aici. Ca să ne facem cunoștințe și să înțelegem cum putem să adaptăm orașului, cum putem să îl îmbunătățim, poate, în unele momente. Festivalul am început eu cu mama mea. Acum în echipa este și Marta. Și dau cuvântul Marta. Eu o să traduc, pentru că ea este din Ucraina, din Odessa, unde am făcut eu facultatea. Așa s-a produs legătura. Bună, ce face? Eu se slavază concepții pe care eu znam. S-au terminat toate cuvintele în română. Как давно собирались сюда приходить, Карина сказала, можешь не краситься, мы точно все будем в масках. И сказала, подожди, я с ними сейчас. Нет, далеко теперь, можно тебе возьмать. Când veneam în coace, eu i-am spus, nu te machia, că oricum o să fim în măști. Și zice, și uite, acum ce ai făcut, ai spus masca. Вот эта ситуация, она похожа на все, что происходило за последние полгода. Все планы все время менялись. Эта ситуация и очень симилара к тому, что случилось в последние полгода, наверное, мы все. Все планы были все время в тромешкаре, континуе и изменении. И изначально мы этот ивент готовили более насыщенным и более международным. Инициал этот эвент требуя să fie mult mai amplu și mult mai internațional. Но, к сожалению, ни из Грузии, ни из Армении никто не сможет приехать. Да. Trebuie să avem invitați din Georgia, din Armenia, din Ucraina. Georgia și Armenia sunt acum țări pe lista roșie pentru România. Nu, a venit doar ea și efectiv a venit pe jos. Я пришла сначала на одну границу, но мне сказали, что нет, я ее не смогу перейти. Хотя в посольстве сказали, что только если эту границу войдешь туда, тогда там тебя пустят. Deci ea efectiv spre jos s-a dus până la OVAP, unde ne-a, practic ne-am dus pentru că discutasem cu ambasada României, care ne-a spus că acolo sigur treceți. Și după aia s-a întors pe jos la alt cumva și a reușit acolo să treacă. И на этом пути, на пути из Украины в Румынию, у меня было, я не буду все подробности рассказывать, но у меня было столько приключений, что я каждый раз думала, как хорошо, что я пошла сама и не взяла с собой никого. Тот этот drum era cu așa de multe peripeții și tot timpul se schimba ceva, că ea tot timpul se gândea cu ce bine că am plecat în, pe drumul ăsta singură și n-am mai tras după mine pe altcineva. Мне помогали очень украинские пограничники, но было бы странно, если бы вся украинская делегация с ними флиртовала. Там были мальчики, должны были приехать и девочки. А просто ajutată de foarte mult de vameși, dar ar fi foarte ciudat ca toată delegația care trebuia să vină să flirteze cu vameșii respectiv. Cum a reușit să facă ea? Но в любом случае, даже дистанционно, мы очень много сделали работы для того, чтобы подготовить насыщенную программу. Она специально намеренно будет сложной, может быть, где-то тяжелой для восприятия. Да, cu toate acestea, noi am pregătit un program consistent, ne-am pregătit cu toți la distanță. În unele locuri, probabil, o să fie destul de complex, complicat.
Потому что мы верим в то, что научиться чему-то можно только если пытаться делать новые вещи, незнакомые для себя. Pentru că noi credem că ca să înveți ceva, poți numai încercând să faci ceva absolut nou, care nu știi să faci. Așa înveți. Мы все время будем с вами, мы будем помогать. Кроме теоретической части, у нас будут практические игры, для того, чтобы можно было усвоить и понять, о чем говорят спикеры. Я подправлю. Хорошо. Да. Да. Значит, по курсу у нас мы будем здесь, и на фаре департе теоретика во început, во începe Anca Spiridon. Care ne va vorbi despre festivalul nostru și alte festivale similare din România. Cu ea va avea o intervenție Constantin, care e organizatorul Free Smoky Dolphs de pe insulă. După care va intra pe Zoom Alea Ion. Și ne vom vorbi de partea financiară. Și după vom avea niște filmulețe care au pregătit duo Krălikovski din Ucraina. Și între filmulețele lor vor fi trei filmulețe, vom avea niște jocuri, experimente, care vom lucra împreună. Să povestim un pic despre cum schimbă festivalul de viața a comunităților în care se desfășoară. Înainte de toate, numele meu e Anca Spiridon, sunt PR cultural, lucrez exclusiv pentru evenimente culturale, concerte, festivaluri de filme, teatru, de muzică. Am avut șansa, că anul ăsta totuși s-a întâmplat și șansă, să lucrez pentru un singur festival de muzică, desfășurat după lockdown, cu un număr limitat de persoane, cu măști, cu distanțare și cu toate normele care s-au impus în cazul ăsta. Dovadă că se poate, se mai fac și ideea e să ne adunăm cu toții și să le ajutăm să se întâmple. Înainte de toate, Constantin? Nu a ajuns. Bun. O să ne se alăture, cum spunea și Carina mai devreme, în foarte scurt timp și Constantin Ioniță, care este fondatorul Three Smoked Olives, un festival local și vă poate povesti mult mai multe despre cum se desfășoară și ce aduce suplimentar în viața unei comunități un eveniment de mai mică sau de mai mare amplitudine. Eu, înainte de toate, aș vrea să vă povestesc un pic despre Black Sea Arts Festival, cel pe care l-am menționat Carina mai devreme. Festivalul a avut deja două ediții la București. Ce nu știți despre el e că eu am lucrat pe partea de comunicare la ultima ediție. Este unul dintre cele mai complexe evenimente pentru care m-am bucurat vreodată să lucrez. Este un festival care aduce la un loc expoziții, un festival care aduce instalații, film, muzică de multe feluri, spectacole de teatru, care are componenta de debate și de schimb cultural, pentru că e un festival ce își propune să unească prin cultură popoare din țări care, din punct de vedere politic, putem spune că sunt cercate. Vorbim despre țările din bazinul Mării Negre, de România, de Bulgaria, de Turcia, Rusia, Ucraina, Georgia, Azerbaijan, Armenia, am uitat pe cineva. Mereu uitam pe cineva. Moldova. Și Moldova. Republica Moldova, da. Mereu. Deci vorbim de cele 9 țări din bazinul Mării Negre. Toate sunt popoare cu rădăcini comune care, în momentul actual, între unele sau altele, există niște conflicte politice. La festivalul ăsta noi ne-am dorit să arătăm cum, totuși, rădăcinile noastre comune ne țin în continuare împreună prin componenta asta culturală, că muzica ce se cântă în Georgia putem să vibrăm la fel de tare și că filmele din Armenia prezintă o realitate. Aici vă dau cel mai concret exemplu. Am avut la ultima ediție un film din Armenia care m-am jurat că a fost filmat în scara de plăca bunicilor mei de acasă din Alexandria. Deci, pur și simplu,
avem același background și avem foarte, foarte multe de împărtășit. Acum, care ne-au spus, noi vrem să facem acest festival la Călăraș. Iar eu, ca om care lucrează destul de mult pe evenimente în București, de 2 ani am avut șansa să ies și în alte orașe și să lucrez și pentru alte festivaluri și o să vă povestesc despre ele numai decât. București este, într-adevăr, cum știm cu toții, un oraș foarte cosmopolit, foarte mulți oameni din foarte multe locuri, cu foarte multe preferințe și este natural să existe evenimente care să acomodeze gusturile tuturor. Din perspectiva mea de om de comunicare ce a pus din când în când osul și la producția unui eveniment și la organizarea lui propriu-zisă de la concept și strategie până la amplasat scaunele la locul faptei, pot să vă spun și că este un oraș foarte saturat de evenimente, din păcate. Pur și simplu, dacă vocile nu sunt îndeajuns de puternice, dacă mesajul nu e suficient de închegat, dacă din păcate resursele nu ne ajută, putem face niște evenimente minunate care nu ies nici măcar din gura noastră de prieteni. Pot să vă dau un exemplu foarte clar de... Se văd filme în aer în București. Nu sunt multe locuri, dar în contextul ăsta este oportun ca două festivaluri de film, deși nu sunt multe locuri, dar sunt câteva, să se deruleze simultan în aceeași săptămână. Unul dintre ele mai are vulvor, despre care s-a mai auzit, unul dintre ele destul de nișat, de care nu a știut nimeni. Nici măcar comunitatea lui foarte, foarte închegată. Un festival dedicat documentarelor despre muzică. Celălalt un pic mai accesibil publicului, festivalul dedicat culturilor iberice. Na, sânge latin. M-a interesat și a urmărit evenimentul. Deci, asta spun, poți să ai un conținut minunat, dar ține foarte mult de strategia în care se gândește evenimentul și într-un oraș atât de saturat în condiția în care n-am avut parte de festivalul de film multă vreme, pur și simplu să pui două festivaluri simultan în condiția în care cel puțin 5-6 locații au doar. E un foc de comunicare și de organizare in the very beginning. Și cred că asta însumează cumva ce v-am spus. Bucureștiul este saturat de evenimente, mai e loc pe piață. Dar nu este motivul pentru care Black Sea Arts Festival la piață. Ideea este că festivalurile au șanse să crească mai bine și mai frumos și mai sustenabil în comunități mici. Când le dau oamenilor realmente șansa să se implice și să facă o schimbare și să vadă un eveniment crescând prin aportul lor. Și înainte de toate n-am apucat să vă spun, nu mă intenționez să-ți prelegere, așa că dacă simțiți nevoia să interveniți sau spuneți o întrebare, doar asigurați-vă că mi-atrageți atenția de alunță. Și aș vrea să vă povestesc despre niște evenimente, tot așa, pornite din pasiune, care au reușit să schimbe viețile unor comunități mici. La unele dintre ele am avut și ocazia să lucrez, la altele doar am participat în rândul cu foarte mare drag, pentru că sunt evenimente faine, cum spuneam, făcute din suflet, unde atmosfera e minunată și chiar are sens să fie acolo. Nici nu știu cu care să încep. Există un cot al Dunării. Când mergi de la Craiova în jos, e un cot al Dunării unde e România, unde e Bulgaria și unde e Serbia. Unde soarele apune serile fix în apă și e un sat foarte mic, foarte sărac. E toată zona aia a Olteniei. E Oltenia cea mai săracă. Se cheamă Cetate. Cetate. Are un port fluvial. Nu foarte uzitat. Foarte rar. Vapoarele care coboară din Viena, din Budapesta, care merg spre Constanța, foarte rar opresc la port Cetate. Pentru că e un conac într-o pădurice și un sat foarte sărac în jurul lui.
Anul ăsta, dacă lucrurile nu stăteau cum stăteau, la Port Cetate s-ar fi întâmplat cea de-a 10-a ediție a Divan, a festivalului, stați că iau un nume lung și complex și o să încerc să spun cât de corect reușesc acum. Ei sunt festivalul de film și de gastronomie balcanică. Este un eveniment care aduce în premieră în România filme din țările din zona Balcanilor și mizează foarte tare și pe faptul că în acest conac există un restaurant la cetate care pe durata festivalului are un meniu exclusiv balcanic, fusion reinventat. Este un festival la care participă un număr mic de persoane, pentru că Port Cetate, portul și conacul nu pot să acomodeze extraordinar de mulți invitați. Infrastructura din sat și până pe malul Dunării, drumul, cei câțiva kilometri sunt greu de parcurs, ca să spun așa. Există o zonă de camping, dar tot așa nu poate să acomodeze extraordinar de mulți participanți. Este un festival micuț la care an de an veneau câteva sute de oameni să vadă aceste filme care altundeva în România nu s-ar fi văzut, să se bucure de atmosfera asta eminamente balcanică, de mâncare gătită la ceamul pe malul Dunării, de, nu știu, degustare de țuică în timp ce apune soarele și așa mai departe. De-a lungul timpului, în cei 9 ani în care Divan chiar a avut ocazia să se întâmple, ei au organizat tabere de creație pentru copiii din sat, masterclass-uri cu invitații în festival, vorbim aici de actori, de regizori, de scenariști, de jurnaliști culturali, care au pus cumva acest loc, Port Cetate, pe harta locurilor unde foarte mulți oameni acum își doresc să se organizeze evenimente. Deși anul acesta Divan nu s-a mai întâmplat, în ultimii ani, pentru că toată lumea a aflat de Port Cetate, fiind un eveniment cu un extraordinar de mare bază online, chiar vă invit să intrați pe pagina de Facebook a Festivalului Divan și să vedeți after movie-urile, filmele pe care le realiza echipa foto-video la finalul fiecarei zile. Un short, sumar, un sumar micuț de 3 minute. Cum se vedeau lucrurile astea în online, cum surprindeau atmosfera fabuloasă de la acest festival. Astfel încât după vreo 6 sau 7 ediții ale festivalului la cetate, drumul din sat și până în port a fost asfaltat, astfel încât să se poată ajunge mult mai ușor. La 2 sau 3 km în spatele conacului s-a deschis o pensiune. Cam da. Venind mulți oameni doar să stea și un weekend, doar să mănânce, a fost necesar un pic mai mult staff în bucătăria restaurantului. Oamenii au început să vină la cetate și în extra sezon. Deci am vrut să mă laud și că am participat la marea clapă de făcut conserve. Pentru că Divan avea loc la final de august, începând septembrie. Pentru că oamenii venind și iarna și ne mai putând fi hrăniți cu legume și ingrediente proaspete din sat, își doreau zacuscă. Așa că se făcea o placă foarte mare la care participau toate femeile din sat ca să asigure necesarul de conservă de la restaurant pentru oaspeții care veneau acolo. Ce pot să mai spun despre Divan? Tot așa, la 5-6 ediții ale festivalului la Port Cetate, tot văzându-se foarte frumos în online acest loc pe care vă invit din toată inima să mergeți măcar o dată în viață să-l vedeți. E un drum lung, da. Poate dacă mai popularizăm un pic, se asfaltează tot de la București și lumea la cetate, că Doamne, după ce trece Craiova, vrei să plânge. Și foarte multe
alte evenimente, de mai mică sau de mai mare anvergură, au început să se întâmple acolo. De la rezidențe de scenaristică, cred că poate unii dintre voi ați auzit de Pusnic. Exact. De la școli de creație și tabere de creație, evenimente punctuale, un concert, o proiecție de film, Sonoro. Festivalul Sonoro a ajuns și el, prin legăturile cu organizatorii de la Dimar, care le-au spus, este un conac superb acolo, unde trebuie să organizați un concert, a ajuns și el la cetate.